Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Derulăm o nouă serie de emisiuni dedicate unor subiecte în premieră care conțin informații foarte tulburătoare. În primul episod vom vorbi despre agricultura țărănească, punând accentul mai ales pe mecanismele ascunse ale distrugerii agriculturii țărănești. În episodul al doilea vom explica ce înseamnă agricultura ecologică și paradigmele acesteia, iar în episodul al treilea ne vom referi la psihologia consumatorului. Aceste trei teme le vom dezbate în trei emisiuni consecutive cu ajutorul invitatului, domnul conferențiar dr. Avram Fițiu, inginer horticol la Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Tot ceea ce veți afla în aceste emisiuni face parte din curicula universitară, adică studenții de la Facultatea de Horticultură cunosc și învață aceste lucruri pentru a deveni viitori specialiști capabili să găsească soluții pentru salvarea fermei românești și a agriculturii românești. Vom aborda aceste teme într-o modalitate de înțelegere științifică generală, fără să transformăm subiectul într-o anchetă juridică. Stimate domnule conferențiar, vă urez mai întâi bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Bine v-am găsit! Deoarece sunteți invitat pentru prima dată la Știință și Cunoaștere, noi obișnuim să facem o scurtă prezentare a preocupărilor științifice și a activităților profesionale. Așa că vă rugăm să ne formulați un fel de CV în rezumat. Publicații, stagii de pregătire. Să încep cu anul 1991, când am început primele stagii de pregătire în agricultură ecologică în Franța. Am avut un stagiu de pregătire în sudul Franței, în zona Bordeaux, într-o fermă pomicolă ecologică. Prin 1992 am început stagii în Bretania, 1993, în alte ferme în agricultură ecologică din Bretania. După care am avut o colaborare destul de intensă cu partenerii francezi, belgeni, elvețieni, cu multe țări din zona francofonă, eu fiind francofon, să zicem, ca pregătire, să zicem, științifică. În 1997 am făcut un master în Belgia la Jean Blou, un master în geniu sanitar, timp de un an de zile, pe călare pe 2 ani de zile, așa e sistemul la ei. În rest, publicațiile obligatorii pentru un cadru didactic la USAMV, care înseamnă manuale, cărți, peste 70-80 de articole publicate în reviste din țară și din străinătate. Asta pe partea științifică. Pe partea practică am în spate, să zicem, o experiență practică de țăran, în condițiile în care de prin 1992 dețin o fermă legumicolă și apoi pomicolă în agricultură ecologică, în comuna Baciu din județul Cluj. Și chiar am auzit lucruri foarte bune despre această fermă. Vom face o emisiune și acolo, pentru că e interesant să vedem la fața locului cum arată o agricultură ecologică. Deci voi vorbi dintr-o dublă calitate de țăran și de cadru didactic, de conferențiar la USAMV, pentru că este foarte important ca într-o școală de învățământ superior să poți vorbi din propria experiență, să simți pământul zi de zi când îl atingi acasă, să simți problemele dintr-o fermă agricolă ca să poți a doua zi vorbi cu studenții, să zicem, în deplină cunoștință de cauză. Extraordinar. Asta este un lucru extraordinar, faptul că prezentați studenților nu doar o simplă teorie, ci o întreagă cunoaștere care se dobândește numai fiind la fața locului, practic, cultivând, observând, și atunci toate detaliile care uneori scapă atenției sunt astfel dezvăluite și cunoscute de către studenții. Ba chiar mai mult, apare și o componentă de emoțională, pentru că fiind legat zilnic de pământul din ferma ta, când zic pământ, mă refer pământul ca mijloc de producție, pământul ca suport pentru animale, pentru că deținem și o mică turmă de oi, și atunci este foarte important aspectul emoțional în care țăranul este legat zi de zi de animalul lui, pentru că în momentul în care noaptea bate câinele, înseamnă că ai o problemă la oi și ca atare vei te conectezi și fizic și emoțional la problemele care le ai în ferma respectivă.
este un element extrem de important pentru a nu crea o ruptură între profesorul care vorbește la catedră și profesorul care, să zicem, nu ar avea și o legătură fizică și emoțională cu materia pe care o predă în facultate. Exact, extraordinar. Trebuie să mai completez faptul că CV-ul dumneavoastră este extrem de bogat, telespectatorii îl pot consulta și de pe pagina de pe internet pentru alte detalii și deoarece avem de prezentat o serie întreagă de probleme foarte stringente, tulburătoare, așa cum am menționat la început, trecem direct în tema emisiunii și anume agricultura țărănească. Prima întrebare, sigur, are rol introductiv și istoric. Aș dori să ne explicați pentru început ce a însemnat agricultura țărănească din perioada 1944 decembrie 1989, deci practic de după cel de-al doilea război mondial, și ce a însemnat agricultura țărănească din perioada 1990 până în prezent, ca să avem o bază de pornire, de înțelegere și de comparație. Da, vorbim de două perioade istorice extrem de diferite care și-au pus amprenta asupra traiectoriei țăranului român de astăzi. Între 1945 și 1990, țăranul a fost deposedat de pământ de către sistemul comunist și nu numai de pământ, și de tot ceea ce înseamnă mijloc de producție. Această decuplare a lui de obiectul muncii creează astăzi, în 2017, probleme majore din, pe cale structurală pentru agricultura României de astăzi. Pentru că în momentul când ai rupt un țăran timp de 45 de ani de pământul lui, l-ai rupt din punct de vedere emoțional, l-ai rupt chiar și din punct de vedere juridic, pentru că pământul a trecut în altă proprietate a statului. Această legătură fundamentală, emoția față de un mijloc de producție, creează astăzi perturbări majore în modul în care astăzi agricultorii percep pământul. Vorbim de o perioadă destul de dificilă, în care sistemul comunist a avut ca țintă această dezrădăcinare a țăranului român de pământul, de apă, de pădure, de resursele fundamentale pe care el le deținea în proprietate, știind că pentru regimul comunist din toată Europa, țăranul era ultima verigă care trebuia distrusă, era cea mai legată de elementele fundamentale ale acestei nații, era foarte ușor să comunizezi zona urbană acestei țări, în timp ce țăranul, care avea repere fundamentale extrem de puternice, și atunci sigur că s-a început un fenomen politic destul de dur, numit colectivizare prin forță, în așa fel încât el să fie deposedat de pământ. Plecând de la această deposedare de pământ, l-au deposedat evident și de animale și de tot ce înseamnă mijloc de producție, batoze sau alte elemente de producție pe care el le avea. Astăzi, după 1990, avem de-a face cu un regim capitalist care, la fel ca și regimul comunist, își dorește exact același lucru. Își dorește pământul, pădurea, apa, adică resursele fundamentale pe care țăranul le deține încă în proprietate. Deci, practic, ambele regimuri, și comuniste și capitaliste, au privit și privesc țăranul din același punct de vedere, prin aceeași prismă, și anume al proprietății pe care el o deține, a pământului în genere. Motiv pentru care, dacă atunci a fost vorba de o deposedare prin forță de pământ, astăzi avem de-a face cu o deposedare mult mai inteligentă, tot prin forță, dar printr-o forță a legilor, în care s-au și gândit... economică, bani. Da, evident, și printr-o abordare, bineînțeles, economică, în care țăranul român, neavând puterea de a își cumpăra pământ sau neavând puterea de a-și menține pământul, îl vinde. Și atunci, practic, ambele sisteme, și comunismul și capitalismul, de fapt un capitalism în formă extrem de liberalizată față de alte zone a Europei, unde avem un capitalism, să zicem, cu o față un pic mai umană, mă refer aici la Franța sau la Germania, în România avem de-a face cu o abordare, cea mai ultraliberală abordare capitalistă pe care o cunoaște Europa în acest moment, la care, bineînțeles, pagubele sunt enorme, pentru că țăranul român n-a fost pregătit 50 de ani, precum țăranul francez, să lupte cu un sistem capitalist.
adică să lupte cu reguli capitaliste. Adică nu este capitalizat, că asta înseamnă un țăran în capitalism. Un țăran capitalizat se deține în proprietate mijloace de producție, care înseamnă pământ, pădure, apă, utilaje, animale, plante, la o dimensiune capabilă de a putea intra într-un sistem concurențial cu un agricultor francez. Exact. Da, neavând aceste elemente, sigur că este dificil pentru el în această luptă. Pentru că suntem exact în cel mai potrivit moment al discuției noastre referitoare la cum a fost deposedat țăranul român de bunurile sale, vă propun în continuare să revedem împreună un fragment din serialul de anul trecut numit Dezbinarea românească, în care profesorul de sociologie Nicolae Grosu ne face o prezentare șocantă și tulburătoare a distrugerii statutului țăranului român. Încă știu că le-ați vizionat la un moment dat aceste emisiuni. O să revedem împreună un fragment de 3 minute, după care vom comenta. După reforma agrară din 1921, când fiecare familie a primit pământ 5 hectare, mă refer, și țineți cont că populația românească reprezenta 90% era rurală. Doar 10% era urbană. Și atunci românul dobândise simțul proprietății. Da? Ținea să aibă cât mai mult pământ și chiar dacă își trimitea copilul la școală, ce spunea? Bă, adu bani să cumpărăm pământ. E, când țăranului s-a luat tata, țăranul avea și el. Avea casă, avea pământ, avea animale de muncă și de producție, avea atelaje, adică căruță, plug, grapă și ce mai avea pe acolo, da? Când i s-au luat toate acestea și i s-a pus o cazma în cărcă și a fost dus pe șantier să doarmă într-o baracă, da? El a fost distrus ca personalitate. Și în aceste condiții, simțul proprietății a fost distrus și a luat forma indiferenței colectiviste. Știi ce spunea? Bă, nu-mi pasă, nu e a mea. Da, mă doare în fund că nu-mi pasă, ia statului, pot să fur, da? Și cum am spus anterior, dacă fura cineva o găină de la vecin, era hoție, dar dacă fura sacul de găini de la fermă, era descurcăreț. Deci apăruseră norme de evaziune. Și normele astea de evaziune se generalizaseră încât încălcare a normei, ce înseamnă norma de emisiune? Încalci norma fără să se contești. Deci de acord că să fie, e corect să fie cinste, dar ești nevoit să o încalci, fără să o contești. Da? E când s-a practicat peste aproape ani de zile norma de evaziune și s-a generalizat, s-a dus tot sistemul de norme și n-a mai rămas niciun deloc norme de ciste, ca și cum n-ar fi existat în societatea românească. Uh-huh. Și pe urmă, când țăranul avea pământul lui, el avea tot asta, el era una, stăpân. Da? Doi, el își gândea toată treaba. Era și manager, da? El își aranja totul, era și specialist. Totul. Știa că dacă a mers cu porcul cu paie în gură și dacă boară ciorile în stol, înseamnă că e ceva, da? Știa totul asta. Când se are, când se semene, când se culeagă, totul știa. E, când s-au luat toate acestea țăranului, din stăpân, adică să slugă, din manager în slugă, din special să slugă, de 3 ori slugă. Că i s-a pus o cazma în cârcă, a fost trimis pe șantier, pe baracă, da? Păi el a fost atunci distrus ca personalitate, distrus ca moralitate, distrus ca demnitate. Și omul distrus ca moralitate, în loc să mai satisfacă necesitățile prin norme, spre exemplu, vrea să mănânce, da? Ce trebuia să facă? Muncea, câștiga bani, cumpăra mâncare și asta. Omul fără normă ce face? Târhărește, fură, omoară. Și atunci, într-o societatea noastră, neexistând norme ca lume integrate în sistem de norme, atunci societatea rămâne neîntemeiată, rămâne șubredă, da? Rămâne vaporoasă, plutește. Dar să revenim la un punct de vedere, că din concluzia când am spus eu că cei mai versetat dușmani românii sunt chiar românii și da. Cel mai antiromânesc comportament în manifeste românii înșiși, da? Și acum i-am spus așa, că românii au rămas dezbinați dușmănie, dușmănia a devenit trădare, da? Doi, slăbiciunea psihică a devenit slugărnicie a devenit, asta e trădare. Pe urmă, nemotivația a devenit lenevie, dezorganizare, da? Și acum, prin toate acestea, prin dezertare națională, deci dușmănie, dezertare națională și slăbiciune psihică devenită trădare și nemotivare, lenevie, nu se pot crea valori. Dacă nu se pot crea, chiar dacă se creează valori, eventuale valori nu se pot integra în sistem. Spre exemplu, haina pe care am pe mine este un sistem integrat. Dacă desfat în părți de componente, mâneci, poale, buzunare, asta e o grămadă de cârpe. Da. Dar integrat în sistem e un produs care mă și apără și mă relevă, mă reprezintă. Da. Da? Exact. Deci, dacă asta
ori nu sunt create valori, ori nu, chiar dacă valori sunt create, valori nu sunt integrate în sistem. Sau chiar dacă sunt integrate în sistem, nu sunt înălțate în ideal. Că idealul este cel care spune unde te duci. Spre exemplu, când mergi la munte, vrei să ajungi în vârful muntelui, chiar dacă poteca merge să bate în stânga și în dreapta și uneori mai și coboară, dacă tu rămâi consecvent pe ideal, ajungi în vârf. Nu contează că la un moment dat poteca a coborât un pic. Da? Și atunci o societate fără valori sau fără valori integrate în ideal sau fără sistem de valori înălțate în ideal constituie un popor sau o populație. Da? Asta a fost concluzia demersului meu. Așadar, domnul profesor Nicolae Grosu afirma trei puncte principale. Deci, el a devenit din cunoscător, a devenit slugă, din proprietar a devenit slugă, din producător a devenit slugă. Deci, de trei ori slugă, cum s-ar zice. Da, este o paradigmă, din păcate, care a fost creată de către țăranul român, de voie sau de nevoie. Da, a devenit slugă din proprietar, pentru că în 1923, la reforma agrară, el a fost împroprietărit și s-a creat prima conexiune puternică, fizică și emoțională cu pământul. Pentru că el aștepta, el era tot slugă în momentul respectiv și a făcut primul război mondial știind că avea o promisiune politică că dacă se câștigă războiul, va fi împroprietărit. Și atunci s-a realizat cea mai importantă acțiune emoțională de legare a țăranului român, de glie, de pământul românesc, de pământul lui, care l-a primit la reforma agrară. N-a durat mult această poveste, a venit comunismul și a luat această bucurie și l-a decuplat din punct de vedere fizic și încet, încet, din punct de vedere emoțional, timp de 45-50 de ani, de acest pământ. De fapt, grosul acestei mașinații mizerabile, să zicem așa, s-a produs în perioada lui Ceaușescu. Deci, practic, imediat după Gheorghiu Dej, când... Tot regimul, că colectivizarea a început înainte, a început în anii 60, 61-62, deci înainte, să zicem, de regimul lui Ceaușescu, dar era o caracteristică valabilă nu numai în România, toate regimurile comuniste și-au propus să elimine ultimul dușman de clasă, care era țăranul din Rusia, culacul rus, era țăranul din Ucraina, țăranul din România, din Polonia, era ultima formă de ultima redută de rezistență în fața unui sistem politic care îl aveam în momentul respectiv, trebuia să trăim cu acest regim în această țară. Explicați-ne diferența dintre denumirea de țăran și cea de fermier. Am înțeles că ambele au origini franceze. Paysan, omul de la țară, la fermier, person qui cultive la terre dans une ferme, adică persoană care cultivă pământul într-o fermă. Am căutat în dicționar ca să văd cum sunt interpretate paysan versus le fermier, person qui cultive la terre dans une ferme. Este bună observația. Franța, ca să luați exemplu francez, sunt două exemple care merită amintite, exemplu german și anume Bauer, așa îi se spune țăranului în Germania, Bauer, sau exemplu francez, peizan. Sau peizan, dacă e vorba de doamnă. Deci peizan. Ei bine, Franța are o particularitate care trebuie înțeleasă, nu are nicio legătură cu ce cunoaștem noi în România ca și realitate. În România suntem într-o țară în care țăranul în 1990 a fost reîmproprietărit cu pământul care l-au furat. În Franța, mare parte din proprietăți sunt deținute de către fostele familii nobiliare. Au mii de castele și în jurul fiecărui castel este un domeniu de 100, 1000, 2000 de hectare. Dar cum acești urmași ai nobililor francezi astăzi nu prea mai se ocupă de agricultură, au gândit francezii o lege, legea fermajului, și aici spune la loi du fermage, adică legea rendei, prin care aceste proprietăți să fie așa de taxate financiar, dacă nu sunt lucrate, încât nobilul, mă rog, urmașul nobilului, să fie obligat prin lege să-și închirieze acest pământ, să-și arendeze acest pământ la orice utilizator de pământ. Și așa a apărut o noțiune foarte interesantă de agricultor, care nu se mai cheamă peizan, adică proprietar de pământ, ci utilizator de pământ, adică fermier.
Deci, da, dar ăla era într-un sens bun, pentru că vroiau ca să-i motiveze, să nu lase în paragină. Să-l motiveze, în primul rând, pe nobilul francez de astăzi, pe urmașul lui, să închirieze pământul pe 9, 10, 20 de ani de zile și să dea o șansă unui tânăr agricultor francez de a desfășura o activitate ca agricultor. Și aici a apărut o nouă categorie de agricultori numită fermieri, care în mare parte nu sunt proprietari de pământ, nu sunt în mare parte dintre ei copii de agricultori, deci n-au nicio legătură emoțională cu pământul, dar care mâine s-a trezit că nu are o pasiune, vrea să dezvolte, sau nici măcar o pasiune, vrea să dezvolte această oportunitate de afacere numită agricultură și ca atare devine agricultor. Și s-a creat un mecanism extrem de comunist în Franța, într-o țară capitalistă, numit legea arendei, prin care îi se dă dreptul să cultive pământul. Ei, această noțiune de fermier este în competiție cu o altă noțiune, cea de peizan, pe care o mai avem, evident, încă în Franța. Din 500.000 de agricultori cât are Franța, undeva la 200.000 sunt țărani, adică proprietari de pământ, și undeva la 300.000 sunt fermieri, adică slugi, adică utilizatori de pământ. Echilibru destul de... Da, astăzi. Bun. Dar acum 10 ani de zile erau 80% țărani, uh-huh, și 20% fermieri, adică slugi, adică arendași. Da. Astăzi deja raportul se inversează, iar în următorii 10 ani de zile se va ajunge la 90% fermieri, adică slugi, adică utilizatori, și doar 10% probabil țărani, proprietari de pământ. De ce? Pentru că forța, din punct de vedere structural, agronomic, a unui fermier, care ia de regulă, ca să aveți idee ce înseamnă asta, înseamnă 1.000.000 de euro împrumut pe 25 de ani, asta este forța unui agricultor german sau francez. Deci banca îi dă un împrumut pe 25 de ani, cu o dobândă de 2% ca tânăr agricultor, ca să-și poată dota o fermă cu tot ceea ce are nevoie în ferma respectivă. Și sigur că l-a făcut rob pe viață, pe acest slugă, a doua oară slugă, deja este slugă în privința băncii, pentru că nimic din ferma aia nu-i aparține timp de 25 de ani. Da, dar proprietarii de drept ai fermei, ei primesc nu primesc bani nicio subvenție, nu? Ei își primesc doar plata arendei pe care agricultorul, fermierul, adică arendașul, o plătește. Atât. În schimb, el ca agricultor își primește toate plățile compensatorii din partea statului și a Europei, subvenția, cum o știm noi, pentru ceea ce face el ca activitate în agricultură. Dar el, ca să poată să-și dezvolte în ferma aia care are doar pământ, aia înseamnă că are nevoie de utilaj, are nevoie de grajd, are nevoie de animale, toate acestea în medie, pentru o fermă zootehnică de 45 de vaci, care este media Franței și a Germaniei, înseamnă un împrumut la bancă de 1.000.000 de euro, care înseamnă că automat a transformat a doua oară acum în slugă sistemul bancar, pentru că 25 de ani de zile ferma este pusă în garanție bancară, nu este a ta. Peste 25 de ani de zile ai putea eventual să devii proprietar dacă ai fost capabil să-ți rambursezi împrumutul cu o dobândă foarte interesantă de 2% până la 40 de ani de zile, că nu se dau împrumuturi bancare la oameni peste 40 de ani. Se dă numai împrumut la oameni care pot duce 25 de ani de activitate, păi, în agricultură. Da, că se pune, adică, în vedere, adică că dacă are 40 de ani cu 25, are 65 de ani vârsta de pensionare. Da, dacă ia împrumutul la 25 de ani, ajunge la un 50 de ani să dea împrumutul înapoi. Dar deci, ei reușesc până la urmă treaba aceasta în Franța? O parte dintre ei au reușit, doar că în ultimii 2-3 ani de zile apar un fenomen foarte îngrijorător în toată Europa, dar acum se iau cazul Franței, din cauza imposibilității plății acestui împrumut la bancă de 1.000.000 de euro în medie, avem 2 sinucideri pe zi în Franța datorită acestei situații destul de dificile. Deci sunt peste 850 de sinucideri din cauza împrumutului bancar în Franța. De ce? Pentru că împrumutul trebuie dat la bancă, dar prețul grâului tău de acum 25 de ani nu mai este prețul de astăzi. Astăzi prețul tău la lapte și la grâu este mai scăzut decât acum 25 de ani când tu ai luat împrumutul la bancă. Și atunci, practic, tu ai intrat într-o capcană fără să știi că piața nu merge în direcția care o vrei tu. Adică competiția la nivel internațional face ca prețul materiei prime să scadă și tu, nefăcând produs procesat, adică brânză, nefăcând, mă rog, produsul final, făină, dacă vorbim de o fermă de grâu, evident că ai o problemă majoră de a da împrumutul respectiv la bancă, motiv pentru care
a apărut un fenomen extrem de îngrijorător la nivelul Europei, fenomen care este ținut, evident, sub cearșaf, adică nu se scoate la iveală, dar în rândul agricultorilor problema este gravă. Sunt filme făcute de către oameni de meserie în această zonă. Sunt foarte multe ferme care dau faliment, neputând să-și dea împrumutul la bancă, pierd toată ferma respectivă. Cum el era slugă, adică n-avea casa lui în ferma respectivă. El și casa și-a construit-o în ferma respectivă pe pământul altuia. Dar totuși riscul e mare, adică cineva care face un asemenea împrumut trebuie totuși să aibă măcar niște noțiuni, niște... Păi tocmai aici este povestea. Banca n-are interes ca tu să fii foarte pregătit. Banca îți dă un împrumut știind că își va recupera 100% investiția în 25 de ani de zile. Tu plătești ca om serios, măcar primii 10 ani plătești fără probleme, că ești om serios. Banca își ia frumos banii, că așa gândește sistemul de dobândă și de rată, încât să-și ia mare parte din bani în primii 10 ani de zile, știind că există riscul după 10-20 de ani, tu fiind mai în vârstă, să începi să ai probleme fie de piață, fie de altă natură, și atunci banca își ia măsuri de prevedere încât mare parte din împrumut să fie luată în primii 10 ani de zile din povestea respectivă. Apar foarte multe ferme care la 15-20 de ani din momentul împrumutului intră în faliment și peste 30-40 de șacale, așa li se spune, agricultori vecini, vin să-i cumpere la preț de nimic utilajele pentru care ar trebui să meargă în bancă, să le cumpere de noi și nu-și permit, și atunci ai licitații, nu există licitație în Franța în acest moment sau în Germania, la care să nu ai măcar 30 de agricultori care să se bată pentru același pentru tractorul respectiv sau animalul respectiv. Sigur, nu este un fenomen la nivel de majoritate, dar un fenomen la nivel de 10-15% din populația de agricultori al Franței, care înseamnă 50.000 de agricultori din 500.000 care au această problemă, ceea ce este un fenomen extrem de îngrijorător, care a fost gândit de multă vreme să țină practic agricultorul în mână. Adică îi dăm împrumutul pe 25 de ani, îi gândește un sistem în care furnizorul de utilaje îi dă utilajul, dar îi cumpără și producția la un preț prestabilit de furnizorul de utilaje, deci tu plătești utilajele în grâu, nu le plătești în euro sau în franci francezi, cum a fost până la o vreme, dar tu ai negociat treaba asta cu 10 ani de zile la prețul respectiv, între timp prețul grâului a căzut mai jos, deci tu vei da mai multe tone de grâu decât acum 10 ani de zile când ai negociat împrumutul respectiv, și atunci sigur că da, apare un fenomen extrem de îngrijorător, este foarte prezent în mass media, oricât ar încerca statul francez sau german să le țină sub preș, nu pot să o facă pentru că deja se cunoaște și lumea este foarte nemulțumită. Deci sistemul are probleme majore. Ei, la ei se întâmplă treaba asta. La noi în România ce au făcut? Înseamnă că e dezastru la noi acum. La noi putem spune că avem o șansă enormă că țăranul român nu este capitalizat bancar. Faptul că țăranul român, din frică, din vari motive, n-a mers la bancă, că n-a avut forța de garantare, putem să spunem că este o șansă în care am săltat în istorie, de 25 de ani am câștigat în istoria, în decalajul dintre Franța și România în agricultură, numai pentru faptul că n-am împrumutat da, păi la bancă 1 milion de euro. Da, gândiți-vă un țăran român să meargă la bancă, să-și amaneteze, să-și pună în garanție pe 1 milion de euro cât pune agricultorul francez pe 25 de ani casa, ferma, animalele, pământul, și să-l și existe riscul teoretic, da, să le pierdă. Dar cu ce a lucrat, propriu zis? Cu ce unelte, cu ce animale? Ei, cu... Sigur, partea proastă că nefiind capitalizat în România, neavând un împrumut bancar, țăranul român în ultimii 27 de ani de zile n-a avut această mecanizare în fermă, deci a fost mult mai dificil pentru el să intre în competiție cu un agricultor francez. Tu, un țăran din Cluj cu 3 hectare la munte în comuna Mărișel, sau cu 5 hectare să zicem și cu 5 vaci, cum să intri în competiție cu un agricultor francez care are în spate 1 milion de euro împrumut, are 45 de vaci în loc de 5 vaci? Și atunci agricultorul român ce a făcut? Are două variante. Ori supraviețuiește vânzând brânză, da, fără să vândă lapte la preț de nimic, fie dispare, pentru că vânzând lapte la 1 leu pe litru n-are nicio șansă economică să reziste. El, ca să fie rentabil, trebuie să vândă laptele la minim 2,50-3 lei.
Că înseamnă că mai mult trăiesc pentru propria lui familie și asigură lui. Da, în România s-a creat, într-adevăr, s-au creat două categorii de agricultori. Una foarte hulită se cheamă ferma țărănească de subzistență, foarte hulită de către marele jucător care ar vrea să-i cumpere pământul și care spune că acest păduc este un parazit social, că de fapt el nu produce pentru societate. Dar și a doua categorie, cea care, ferma țărănească, care a reușit să se adapteze și să intre în competiție și să facă față pieței. Bun. Partea care a reușit să facă față cât de cât competiției sunt 900.000 de ferme, 900 și ceva de mii de ferme în România. Partea care a trecut în categoria holită, și anume fermă de subzistență țărănească, sunt undeva la 3.100.000 de ferme. Deci vorbim de peste 3 milioane de ferme. Ei, ce li se reproșează acestor ferme de subzistență este că nu produc pentru piață. Așa este. Dar astăzi în Germania, în Franța, se dezvoltă, după 50 de ani de capitalism dur și feroce, se dezvoltă așa numită fermă de subzistență. Adică țărani și orășeni își dezvoltă ferme de 1-3 hectare în jurul Parisului, în jurul Londrei sau în jurul Berlinului, dacă sunt orășeni, sau la țară, dacă sunt țărani, numai pentru a-și produce propriile nevoi, nemai vrând să mănânce din supermarket un aliment extrem de chimizat, care îi face rău sănătății, și începe să-și producă pentru nevoile lui, fie că este orășan, fie că este agricultor, să-și producă doar pentru nevoile lui. Prințul Charles, de exemplu, Marea Britanie, sprijină foarte mult o rețea de ferme de subzistență care n-au existat, n-au știut ce înseamnă treaba asta până acum 5-6 ani de zile. Astăzi se creează rețele de mii de ferme în Marea Britanie, ca să iau exemplu alte țări, și un individ care se plimbă pe aici prin Transilvania, nu știm ce caută pe aici, se pare că își caută strămoșii, dar în țara lui face lucruri extrem de inteligente. Doar în România pare să că intră într-o zonă de derapaj, dar în țara lui face niște lucruri extraordinare, finanțează agricultura ecologică țărănească de subzistență. El este creatorul în Europa a curentului de subzistență în ultimii 5 ani de zile. Foarte interesantă povestea, în timp ce în România această fermă este extrem de hulită. Ori în momentul în care tu ai 3.100.000 de ferme, cu o medie de 3 indivizi pe fermă, tata, mama și pruncul, înseamnă că 9 milioane de români nu întind mâna la guvern ca ajutor social, că își produc propria mâncare fără să meargă la guvern și să umple străzile din România. Din moment ce nu vinde, nu-i poate pune taxă, TVA, din moment ce... El este taxat, are tot ultimul țăran din România, s-a inventat un sistem de taxare foarte inteligent, pe lângă impozitul pe pământ, s-a inventat impozitul pe normă de venit. Deci individul, indiferent că vinde sau nu vinde, este impozitat ca și cel care vinde, se cheamă normă de venit, impozit pe normă de venit. Adică îi se calculează la 3 vaci sau la 2 vaci care le are un venit forfetar orientativ și pe acel venit forfetar el trebuie să plătească o sumă forfetară indiferent dacă are firmă sau nu are firmă. Da, dacă este statul în loc să găsească soluții pentru 9 milioane de oameni... Ei bine, faptul că avem șansa ca 9 milioane de oameni să nu întindă mâna la bugetul statului, la bugetul social al statului, ca să paralizeze pur și simplu, ar paraliza complet România dacă mâine 9 milioane de indivizi ar cere ajutor social, ajutor de șomaj sau cum vrei să-i spui ca formă socială. Ei nu fac greve, nu blochează guvernul, nu blochează șosele, nu blochează nimic. Oamenii ăștia sunt cu bun simț, stau bine mersi la țară, ba din potrivă sunt deranjați de factorul politic care ar vrea să impoziteze și ouul care îl mănâncă el în gospodărie. Vezi ultima poveste a unui individ din politică care nu știe ce caută pe acolo, care vrea să impoziteze și oul respectivei găini pe care el nu-l vinde, doar îl consumă pentru autoconsumul lui familial. Dar haideți să o luăm pe etape, pentru că ce s-a întâmplat cu proprietatea asupra pământului, lacurilor și râurilor? Deci, în 1990, regimul capitalist, de fapt regimul comunist vopsit în capitalist, s-a făcut că face reformă adevărată. Da, bine ați spus, pentru că mentalitatea a rămas, de fapt. Nu numai mentalitatea, mecanismul de redistribuire a furtului, a obiectului furtului, s-a realizat doar pe jumătate. Au redistribuit doar o jumătate din ce au furat. Adică au redistribuit pământul, dar au uitat să redistribuie boii, batozele, adică mijloacele de producție. Și atunci, practic, ce ai făcut? Dându-i pământul țăranului român, i-ai legat o piatră de moară, pentru că el, nefiind capabil să-l utilizeze pământul, că nu avea obiect, nu avea tractorul și nu avea nici
obiectele, da, plugul. Alea în proprietatea cui au intrat? Au rămas în proprietatea IASE-ului sau a CAP-ului. Și statul român, comunist, capitalist, a uitat să redistribuie această jumate de furt. Da, e dat doar pământul. Ghilimele. În ghilimele, bineînțeles, a făcut-o intenționat în toată Europa de Est. Și atunci, practic, vii să-l acuzi pe țăranul român că nu-i competitiv cu țăranul francez, dar tu, hoț mare, stat român, uiți să-i dai înapoi ce ai furat după ce ai furat 50 de ani și nu l-ai despăgubit pentru ce ai furat timp de 50 de ani de zile. Adică să-l despăgubești din punct de vedere moral printr-o compensație materială pentru faptul că ți-am furat pământul și te-am făcut slugă pe pământul tău. Deci nu numai că nu ți-am dat o compensație materială, dar ba mai mult, nu ți-a dat nici măcar ce ți-am furat în totalitate, ți-am dat doar pământul, care s-a constituit pentru tine, evident, într-o piatră de moară care te trage la fundul apei. Uh-huh. Și utilajele acum, unde sunt și ce s-a întâmplat cu ele? Păi, aceste cooperative agricole de producție s-au lichidat de către angajații acestor cooperative. Oricine au fost angajații CAP-urilor din România? Au fost țăranii? Nu. Angajații acestor cooperative erau, pe de-o parte, ingineri agronomi care conduceau ferma, deci indivizi care nu erau proprietari de pământ din statul respectiv, că erau din altă localitate, și erau indivizii care erau apropiați sistemului comunist, de regulă cei mai săraci din comunitate care n-aveau pământ. Și ei, evident, au privatizat aceste cooperative și IASE-uri și au devenit noi proprietari comunisto-capitaliști ai vremurilor noastre. În timp ce proprietarii de drept și de fapt țăranul român, care avea 2, 3, 10 iugăre de pământ, el evident a primit pământul, dar nici pământul nu l-a primit cu acte în regulă. L-a primit doar de fapt și nu de drept. Asta înseamnă că în România de astăzi, în orice sat din Transilvania, ca să nu vorbesc de alte zone care nu le cunosc foarte bine, dar e valabilă povestea și în România, țăranii au primit doar titluri de proprietate, o mare parte dintre ei nici măcar titluri n-au primit toți, au primit unii doar adeverințe de punere în posesie, adică au primit doar jumătate din procedura de legalitate, el a devenit proprietar de fapt a unui pământ, dar n-a devenit proprietar de drept, pentru că neavând bani să-și întăbuleze pământul, n-a putut să devină proprietar juridic, să aibă o carte funciară. Punctul respectiv, pentru că e foarte important, ce diferențe sau asemănări există între fostele CAP-uri, cooperative agricole de producție, și actualele ferme agricole, și de câte feluri sunt acestea din punct de vedere a capitalului și proprietății? Noțiunea de cooperativă, așa cum a fost gândită de către sistemul comunist din România sau din alte țări din jurul nostru, din țările comuniste, a avut o logică foarte neeconomică. Adică au gândit un sistem în care au obligat țăranii din toată Europa de Est să se asocieze prin forță în sistemul de producție, în loc să facă precum francezul sau neamțul, care au creat mecanismele de a crea cooperative, dar nu în producție, ci la vânzare, în primul rând, și apoi, eventual, la limită cooperative de procesare. Adică, se știe foarte bine că atunci când pui doi oameni, francezi, români, să muncească împreună, există riscul ca ei să se certe pentru faptul că unul munci mai mult sau mai puțin. Indiferent dacă era cooperativa asta, CAP-ul ăsta în Franța sau în România, același lucru se întâmpla. Diferența este că francezul, austriacul, n-a făcut CAP, el a făcut CAV, cooperativă agricolă de vânzare. Adică eu fac pâine, tu faci brânză, Ionescu Deorde face miere de albine, toți cei cinci ne facem o cooperativă, dar nu pe pământul nostru și pe afacerea și pe casa noastră, nu, numai ca să vindem. Ne întâlnim aici la Petre, într-un mic magazin aici, eu viu cu pâine, tu vii cu brânză, tu vii cu mierea și împreună ne facem o cooperativă doar pe actul de vânzare. Ce motive de ceartă să apară între acești francezi austrieci când fiecare știe că au venit cu 17 kg de pâine, cu 50 de kg de miere de albine sau cu brânză sau cu carne? Da, pentru că nu era o concurență proprie. Nu exista concurență pe produs. Da, exact. Nu era o problemă de contabilitate, că doar era foarte simplă poveste. Și atunci ce au făcut ei? Și au făcut o cooperativă de vânzare care înseamnă un magazin de vânzare, în care luni vinde Petre și brânza și mierea și pâinea, marți vinde Gheorghe, de luni până vine, dacă suntem 5, am terminat la vânzare, este un sistem ultra avantajos, pentru că eu, ca țăran, în loc să stau 7 zile din 7 la piață, stau 1 zi din 7. În rest, stau în fermă la mine, unde sunt proprietar de fermă, unde cooperativa n-are ce căuta, pentru că ea nu e proprietară decât de magazinul nostru, care l-am făcut împreună. Da, sau nici măcar nu l-am făcut magazinul împreună, l-am închiriat.
Da, dar vedeți, lucrurile astea ingenioase. De ce întotdeauna când e vorba de România, la noi nu se aplică? Se aplică. În 1923 până în 1940, România a avut cel mai performant sistem de cooperative după Franța și Italia. Era al treilea sistem de cooperative de vânzare din Europa. Da, dar asta a fost înainte de comunism. Înainte de comunism. Comunismul ne-a aruncat un secol în spate din punct de vedere al competiției, din punct de vedere economic. România era în primele trei țări ca forță economică cooperativă în perioada interbelică, pentru că țărăniștii de pe vremea respectivă care au făcut sistemul de cooperative aveau un partid social, nu era un partid de dreapta, era un partid de centru-stânga și atunci au trebuit să construiască mecanisme economice de centru-stânga, iar acest mecanism l-a creat Magiarul și se cheamă cooperativa de vânzare. Deci aveam o forță în perioada interbelică majoră. Nu eram pe locul 1, eram primii trei. După 1990, n-au revenit la sistemul ăla. De ce n-au mai? Pentru că n-au... România a avut parte de cel mai dur regim comunist din toate țările din Europa de Est. Acest regim n-a fost în Ungaria, n-a fost în Serbia, n-a fost în Cehoslovacia, n-a fost în Ucraina, n-a fost nici măcar în Rusia. La fel de dur regimul comunist. Sigur, făcut de românii noștri. Da. Sigur, cu ajutor de la Moscova, dar făcut în special de către regimul comunist și în speț românași, de-ai noștri. Evrei în prima fază, după care românași în ultimii 15-20 de ani de zile. Vedeți, hai să zicem că în primii ani puteai să... Profesorul Grosu când afirma Profesorul Grosu, el ca prof de sociologie societală, a înțeles bine mecanismele, fractura aceasta emoțională și fizică între țăran și pământ. Adică cei deci, mai mari problemele ai românilor sunt românii înșiși. În ultimii 20 de ani, înainte au fost alte etnii conlocuitoare, în special, v-am spus, prima categorie, care au fost nomenclatura Partidului Comunist. România au început să apară și să devină majoritar în conducerea României abia după 1966, de când a venit Ceaușescu. Da. Înainte erau doar etnici, maghiari, evrei, erau majoritari în regimul comunist și, evident, consilierii de la Moscova. Ei, revenind la povestea noastră, vorbim, de fapt, de un sistem de cooperativă complet diferit ca și structură economică, în care, în România, dacă am vrea să copiem cooperativa, ar trebui să o facem exact cum am avut-o în interbelic sau cum o are Franța, Germania, Danemarca astăzi, adică o cooperativă de vânzare, fie vânzare la domiciliul consumatorilor, adică cei 5 țărani într-un sat de lângă Cluj, să zicem, sau din Călăraș, să facă bine să-și găsească un grup de consumatori, de regulă 80-100 de familii de consumatori. În toată Europa, cam asta înseamnă un lanț alimentar scurt, 5 familii de țărani într-o cooperativă de vânzare, cu pâine, brânză, carne, și în față 100 de familii de consumatori în medie, care bat palma juridic, adică au un abonament între ei, și săptămânal, lunea, Petre, săptămâna asta face distribuția la cele 100 de familii, distribuția de mâncare la domiciliul consumatorilor, care stau în Cluj-Napoca, pe strada Donat, pe strada Cutare, și într-o zi și-a încheiat distribuția. Asta înseamnă că îmi revine sarcina ca la 5 săptămâni de zile să mai pierd eu, Petre, o zi din 5 săptămâni, restul stau la mine în fermă și mă ocup să fac cârnat sau mă ocup să fac brânză. Nu mai vând porcul pe picior, că asta înseamnă să vând materie brută, asta înseamnă să rămân sărac pe viață, ci vând cârnațul la un preț decent, după ce, bineînțeles, mi-am legalizat un atelier de procesare. Și aici am două variante. Fie cu acești 5 prieteni cu care am făcut cooperativa de vânzare, mai fac o cooperativă de procesare, că nu-mi permit să-mi fac propria carmangerie, că nu am forța financiară, cum se întâmplă astăzi în toată Europa, fie îmi fac carmangerie individuală, că am forța să-mi fac individual. Esențial este ca această cooperativă, dacă o fac, să nu vândă porcul pe picior. Din nou, cooperativa de procesare nu este proprietara fermei mele. Nu. Este proprietara sau chiriașul unui spațiu unde am carmangerie. Da, chiar și așa, vedeți, nu, problema cea mare nu este faptul că nu mai este în proprietatea lui sau a celor cinci care lucrează și dezvoltă această afacere, ci problema este că nu se aplică sistemul. Dumneavoastră povestiți un lucru care e, cum s-ar zice, ne-am bucurat să se întâmple. Ne-am bucurat să se întâmple pentru că țăranul român a fost speriat de noțiunea de cooperativă, așa cum a gândit-o sistemul comunist. Adică în mintea lui se raportează un om la 70 de ani astăzi
Când pronunți deja cuvântul cooperativă, îți întoarce spatele, pentru că el a trăit ororile regimului comunist. Da, el da, n-a trăit beneficiile regimului capitalist din Germania sau din Franța, al cooperativei de vânzare sau de procesare. El a trăit doar o travă comunistă a cooperativei. N-a trăit și cirașa de pe tortul capitalist. Deci este percepția psihologică care este oprește este, să... Da, și atunci sigur că cu el am terminat povestea. Mai avem doar o singură speranță de unire a românilor în cooperative de vânzare, a tinerilor români care s-au întors din Spania, Italia sau se întorc de acolo după ani de bejenie și care au văzut că la spaniol, de fapt spaniolul nu intră în cooperativă cu pământul. Intră în cooperativă numai cu uzufructul muncii lui. Da. Intră cu brânza, cu mierea, care se cheamă uzufructul muncii tale. Dar nu intră cu mijlocul de producție. Tu nu ești stăpânul plugului meu, al casei mele, al grajdului meu, al animalelor mele. Nu, sunt eu stăpân. Dincolo unde îmi pun uzufructul, la uzufruct e simplu, știu să număr uzufructul, știu să număr kilogramele de miere care ți le-am vândut, ți le-am dat ție, că de fapt țăranul, baza legală este următoarea. În orice cooperativă de vânzare, tu nu dai cooperativei de vânzare în care tu ești membru, tu vinzi cooperative tale care revinde produsul. Da, formidabil, Știți, în momentul în care eu aud pentru prima dată lucrurile astea, am așa o stare de tulburare, adică să știi că se poate face un lucru formidabil de bun și să nu se facă. Nu se poate face pentru că există, tot Nicolae Grosu a explicat asta sociologic, o schimbare societală se face după 4 generații. Da. 4 ori 22 de ani 33, înseamnă... 4 ori 33. Da. Depinde de discuții. 33. Între 22 până la 30 de ani, media e 25 de ani a unei generații. 120 de ani. Deci nevoie de minim 100 de ani. Da. Pe care încă nici n-am început să-i numărăm. Da. Și abia au trecut primii 27. Deci abia a trecut prima generație. Ori o schimbare societală se face în 4 generații. Da. Asta înseamnă că până nu capeți prevalență în societate încât 51% din efectivul populației respective să gândească diferit și să capete prevalență în posturile ocupate în societate, spune Nicolae Grosu. Da, exact. N-are cum să se întâmple schimbarea. Deci noi suntem prima generație de sacrificiu, adică părinții noștri, noi suntem a doua generație de sacrificiu, copiii noștri și nepoții noștri vor încheia această curbă de sacrificiu. Peste strănepoții noștri vor fi prima generație, dacă astăzi luăm deciziile corecte, vor fi prima generație care vor putea să câștige din uzufructul acestei schimbări. Este un proces de durată. Da. Ca să parcurgem, subiectul e formidabil, dar să mai parcurgem câteva întrebări până la finele emisiunii. Ce sunt subvențiile, cine le poate primi și în ce condiții? Subvențiile sunt, de fapt, denumirea corectă este plată compensatorie. Primești o plată compensatorie pentru faptul că, de exemplu, dacă e plată compensatorie de agricultură ecologică, pentru faptul că vrei să produci un aliment mai sănătos. Dacă e vorba de o plată compensatorie pentru agromediu, este o plată compensatorie pentru faptul că vei lua niște măsuri prin care să protejezi mai mult mediu, nu la fel de mult ca în ecologic, dar cât de cât mai bine decât în agricultura chimizată. Deci sunt niște plăți compensatorii, adică tu pierzi un venit în X euro pe hectar pentru că produci un bun public pentru societate, iar societatea te recompensează și îți plătește, te despăgubește printr-o plată compensatorie, nu te subvenție. Ei, subvenția există în toată Europa, mai mare sau mai mică. Noi suntem acum la 2/3 din media subvenției europene, că așa s-a negociat între România și țările europene. Abia din 2020 avem dreptul să ajungem cu subvenția la media subvenției din Europa. Ei bine, această subvenție poate fi privită prin două unghiuri diferite. Poate fi un blestem sau poate fi o binecuvântare. Poate fi o binecuvântare atunci când ferma ta nu depinde de subvenție și subvenția vine doar ca un surplus de venit pentru ferma ta. Și atunci este o binecuvântare. Dar în momentul în care peste 90% din fermele din România nu creează un venit economic din ferma respectivă, ci trăiesc doar din subvenție, atunci subvenția devine blestem. Pentru că în momentul când îi tai subvenția, ferma respectivă intră în faliment. Dacă dintr-un motiv sau altul, APIA penalizează un agricultor și cere și banii înapoi pe ultimii 4 ani, pentru că au găsit o neregulă acolo, acel individ a doua zi se oprește din activitate și s-a încheiat cu o activitate care el o duce după 200-300 de ani, el cu moșul și strămoșul lui. Deci este foarte gravă
subvenția ca și consecință dacă pică la un individ care și-a gândit această subvenție ca și element care să-l salveze de la sărăcie. Și avem de-a face cu sute de mii de țărani români, țărani, în ghilimele țărani, cu sute de mii de agricultori, că ar fi mai corect, care nu au făcut agricultură în veci pururi până acum 10 ani, când a apărut noțiunea de subvenție. Să iau un prim exemplu, așa numita categorie de oieri politici. Indivizi care nu au avut oi ei și strămoșii lor în istorie, dar care de 10 ani de zile și-au cumpărat 2.000 de oi, 3.000 de oi, 5.000 de oi. Și care nu se pricep, care nu știu ce să facă. Nu interesează, ei fac un business cu oi, n-au nicio legătură cu oaia, putea să fie vacă, putea să fie altceva, sau nici măcar nu-și cumpără oaie sau vacă, de regulă sunt băieți de prin politică, consilieri, deputați, miniștri, care iau în concesiune de la prieteni primari 1.000 de hectare de pământ. Legea nici măcar nu-l obligă, că el a scris legea, să nu-l obligă să aibă animale pentru 1.000 de hectare de pământ, ci nu să dovedească că cosește pământul. Ca să ia 400 de euro pe hectar în zona montană, aveți mii de cazuri în care individul, prin lege, are dreptul să ia în concesiune de la un prieten primar 300-1000 de hectare. Asta e categoria celor care profită de subvenție. Profitori, da. Categoria celor care pierd, cât sunt cei care... Sunt foarte mulți care sunt țărani de-a dreptul, care au din moș strămoș această activitate și care, nefiind capitalizați, în prima fază s-au bucurat să primească subvenția. În a doua fază, când primești un ban care nu-i muncit, De regulă nu-l apreciezi și te obișnuiești cu nemunca, motiv pentru care foarte multe pământuri în cele mai harnice zone ale României, ca să iau statul Hărnicești din județul Maramureș, ca să iau un stat care îi vine numele de la Hărnicie, ei bine, în cel mai harnic, teoretic, sat din Maramureșul istoric, în cea mai harnică regiune a României, Bucovina, nu? Și Maramureșul istoric, astăzi subvenția este un blestem și oamenii nu își mai muncesc pământul, pentru că este mult mai rentabil să nu-ți muncești pământul și să întinzi mâna decât să mai ții animal, când tu deja poți dovedi că dacă ai cosit sau dacă ai pășunat nici măcar tu cu animalele tale, vine vecinul și pășunează, tu îți iei subvenția, deși tu nu mai ai animale, dar tu poți demonstra că pământul tău este pășunat. Deci foarte multe derapaje. Extraordinar, dar nu acestea sunt, cum o vinde? Bine, acestea sunt, să zicem, metehne la o pătură de țărani sărăciți, săraci cu mintea și cu buzunarul. Da, dar sunt mulți. Gravele mulți. Probleme nu sunt în zona țăranului, sunt în zona fermierului, a arendașului, care joacă nu pe 3 hectare, cum joacă țăranul din Hărnicești, ci joacă pe 3.000 de hectare. Și joacă fără animale și dovedește că are 3.000 de hectare de pajiște și el n-are o vacă sau o oaie. Și se cheamă agricultor politic, spun eu. Adică un agricultor racordat la subvenție, când mâine cade subvenția, cade și business-ul lui și uite și se apucă mâine de făcut benzinărie. Mai avem câteva întrebări, să vedem, parcurgem pe scurt. Ce înseamnă întăbularea unui teren și de cât timp a fost introdusă această taxă la oraș, respectiv la țară? Este o procedură legală din 1990, nu poți întăbula un pământ fără o procedură care să te oblige la o ridicare topografică, prima procedură, a doua procedură, expertiză topografică, care costă bani cu un topograf, a treia se depune la cadastru pentru autorizarea, avizare de către agenția de cadastru, a patra sunt taxele funciare. Deci ai 4 zone de cheltuială pe care trebuie să le suporți și care la un țăran care are 4 parcele de pământ de 25 de arii fiecare, 30 de arii fiecare, știți că parcela medie în România este de 29 de arii. Iar deștepții, când au negociat în Europa, au uitat că parcela din România are 29 de ari și au negociat la 3.000 de metri pătrați parcela de la care țăranul român poate să ia subvenție. Și au lăsat 5 milioane de hectare fără plată europeană de subvenție, că individul care negocia, nu-i dăm numele, din Cluj, profesor mare pe aici, ca ministru, nu știa că Iugăru are 58 de ari și când împarte în 2,58 rezultă nu 3.000 de metri pătrați, ci rezultă 2.900 de metri pătrați. Am pierdut subvenție de miliarde de euro pe 5 milioane de hectare în ultimii 10 ani de zile datorită acestei gafe politice. Revenind, când un țăran are parcele de 29 de ari, înseamnă că are 3 parcele pe un hectar în medie. La 3 parcele îl costă 1.000 de euro pe hectar întăbularea.
Țăranul român n-a avut 1000 de euro și 6 luni de zile, un an de zile, să se judece în justiție cu frații, cu vecinii, cu morții sau cu vii, că e o procedură de întăbulare care presupune că toți cei care sunt trecuți pe titlu trebuie să fie, să ajungă în instanță. Unii dintre frații sunt morți, unii dintre părinții sunt morți și atunci, sigur că da, nevenind în instanță, procesul durează până la 6 luni, un an, 2 ani de zile, pe care țăranul nu și-a permis să plătească un avocat, plus taxele, cele 4 taxe de întăbulare la ridicare topo, expertiză topo, cadastru și taxă funciară. Dar asta e valabil și pentru locuințe, case, asta apartamente, vile, toate se întăbulează. Da, se întăbulează, dar n-ai ridicare topografică, ai numai o procedură simplificată în cazul imobilului fix la pământ. Ai 3 faze suplimentare care înseamnă ridicare topo, expertiză topo și aviz cadastru. Ceea ce nu-i cazul când vinzi o casă. Da. Sau când întăbulezi o casă. Da. Procedura de întăbulare, dacă n-ai nicio problemă, dacă n-ai niciun decedat între cei din titlu, este de 3 luni de zile, iar în cazul în care ai decedat, merge până la un an jumate, 2 ani de zile. Stimate domnule conferențiar Avram Fițiu, vă mulțumesc pentru acest prim set de informații foarte utile și interesante. Au mai rămas 30 de subteme din playlistul prezentărilor video pe care le-am găsit la noastră pe website. Așa că le vom dezbate probabil în mai multe miniserii consacrate. Deoarece suntem la primele întâlniri, m-am gândit să trecem în revistă doar câteva teme, să am ales 3, dar fiecare dintre ele se poate dezvolta, sigur, în zeci de ore de discuții. În primul episod v-am prezentat o introducere legată de agricultura țărănească și am pus accentul pe mecanismele ascunse ale distrugerii agriculturii țărănești. În episodul al doilea, adică data viitoare, vom vorbi despre agricultura ecologică și paradigmele acesteia, iar în episodul al treilea ne vom referi la psihologia consumatorului. Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu știință și cunoaștere.